iubiții mei, aș vrea să ne ridicăm să citim din Cuvântul lui Dumnezeu, de la Epistola Apostolului Pavel către Coloseni, capitolul 1. Începând cu versetul 9 până la versetul 14. Coloseni, capitolul 1, de la versetul 9 până la versetul 14. De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voiei Lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. Pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu, întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie, mulțumind Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea Sfinților în lumină. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Amin. Vă rog să luați loc. Dacă vă aduceți aminte, fratele Talos a predicat duminica trecută din pasajul până la versetul 8, pasajul precedent. Și a menționat acele trei aspecte definitorii pentru autenticitatea vieții de credință. Credință, nădejde, speranță și dragoste. Da. Pavel le scrie Colosenilor și, după cum știți, era la Roma, în arest, acasă, în arest la domiciliu și acolo avem o problemă. Încă nu am intrat să știm exact care era problema. Dar ce le spune e: mulțumesc lui Dumnezeu că în viața voastră spirituală se văd mugurii care atestă autenticitate, și anume credință, speranță și dragoste. Și pentru asta îi mulțumește lui Dumnezeu. Dar Pavel nu se oprește aici și spune: dar mă rog în același timp pentru voi. Și aici avem o problemă foarte importantă pentru noi, ca și credincioși. Ok, suntem, ne-am întors la Dumnezeu, în viața noastră se produc schimbări, și suntem pe calea cea bună. Dar întrebarea este: care este modelul de maturitate spirituală? În ce direcție trebuie să ne îndreptăm? Și nu suntem noi primii care ne-am pus problema asta. În biserica din Galatia au venit unii, nu mult după Pavel, și au spus: bine, așa este, trebuie să credeți în Iisus, dar ca să fiți cu adevărat maturi și împliniți spiritual, trebuie să țineți și legea lui Moise. Și mai mult decât atât, trebuie să vă iudaizați într-un fel sau altul. Și știți că Pavel le scrie o scrisoare colosenilor, în care, galatenilor, în care nu este deloc blând. Și exprimarea sa câteodată este extrem de dură. Extrem de dură. În biserica din Colose se întâmpla același lucru. Și în viețile noastre se poate întâmpla. Sunt sigur că v-ați întâlnit cu oameni care au zis: fain, tu mergi într-o biserică de natura asta, da, dar mai ai nevoie de o următoare experiență. Mai ai nevoie de ceva în plus. Și Pavel spune: într-adevăr, mă rog pentru voi. Și e foarte important să ascultăm pentru ce se roagă Pavel.
Dar înainte să intrăm în text, aș vrea să fac câteva observații generale. În primul rând, o observație este că Pavel nu adresează această scrisoare doar unei elite din biserică. Pavel nu scrie Pavel și Timotei, scriu liderilor de grupuri mici, pastorilor și alți altor frați spirituali din biserica din Colose. Nu. Pavel le scrie tuturor. Și așteptarea sa este ca fie că ei sunt sclavi, stăpâni de sclavi, oameni liberi, bărbați sau femei, să aibă maturitatea spirituală, să înțeleagă și să aplice ce scrie. Este o tendință de multe ori în bisericile noastre ca să-i lăsăm pe alții să se ocupe de Biblie, de cuvânt, de înțelegere și noi să luăm lucrurile ușurele. Dumnezeu vrea să creștem. Și în epistola către evrei, autorul îi ceartă pe cei cărora li se adresa și le spune a voi care de mult ar fi trebuit să fiți învățători. Ajungeți să trebuiască să vă luăm din nou cu adevărurile de bază. În al doilea rând aș vrea să remarcați totuși blândețea lui Pavel. În biserica aceasta este o problemă. Nu știm în detaliu care este problema. O putem creiona. E o problemă clară de doctrină, de învățătură. Dar Pavel nu începe și le spune voi greșiți aici, voi greșiți aici, voi greșiți aici și aici. Ci Pavel, observați cu câtă blândețe îi tratează. Ce frumos îi ia. Îi mulțumește lui Dumnezeu pentru ce vede în ei. Se roagă pentru ei. Și să vedeți că nu intră niciodată direct în problemă cu cizmele. Și asta e foarte important să înțelegem și noi. Cei cărora ne adresăm, cei de lângă noi, sunt oameni. Și trebuie să-i tratăm ca atare. Cu sensibilitate, cu blândețe. Asta nu înseamnă să nu spunem lucrurile așa cum trebuie spuse. Dar contează foarte mult spiritul în care o facem, atitudinea în care o facem. Este iarăși interesant că Pavel nu tratează erezia aceasta punctual. În felul acesta a dat de lucru multor teologi. S-au scris multe cărți pe această temă. Oare care era problema din Colose? Nu o tratează punctual, ci încearcă să descrie soluția. Pentru că este mult mai important atunci când vrei să știi ce este autentic, să cunoști mai bine adevărul, să cunoști realitatea, pentru că astfel vei putea ușor deosebi falsurile. Și în felul acesta, răspunsul lui Pavel este foarte valabil în multe alte situații. Și dacă vă veți uita în primele trei capitole ale cărții Apocalipsa, veți vedea că acele șapte scrisori către șapte biserici sunt așa scrise unor biserici într-un cerc. Încep de la Efes, urcă până la, mai știu exact, Sardes parcă, și coboară până la Laodiceea, care era la 10-15 km de Colose. Și acolo ați văzut câte probleme de învățătură erau. Biserica a fost puternic lovită de o serie întreagă de învățături greșite de la început. Dar în felul acesta s-a cristalizat și s-a format învățătura creștină. Și multe răspunsuri de aici ne sunt extrem de actuale și extrem de valabile astăzi. Ce știm, și vreau să spun foarte puține, totuși despre ce se crede că a fost această învățătură greșită din Colose? Versetul
biserica din Colose și orașul din respectiv avea parte așa de, și de o comunitate iudaică. Și știți bine din Faptele Apostolilor cât de naționaliști, cât de activi erau iudeii din Asia, din Asia Mică, din Turcia de astăzi. Și pe de altă parte era o zonă cu puternică influență a culturii grecești. Se pare că învățătura aceasta ținea de un amestec între ezoterismul grecesc, între gnosticism grecesc și iudaism. Și unii oameni vorbesc despre anumite mișcări numite, era o anumită sectă iudaică și numele ei era Merkabah ca și învățătură. Și acest nume, acest cuvânt era un cuvânt iudaic și ținea de tronul lui Dumnezeu. Și oamenii aceștia învățau că ai nevoie de o experiență supranaturală a prezenței lui Dumnezeu. Ceva special. Și pentru aceea trebuia să treci printr-o perioadă aceasta de purificare, de abstinență, de perfectă ascultare a legii, după care era inițiat și avea experiența respectivă. Și în această experiență tu urcai niște trepte, treceai niște trepte spirituale, treceai prin niște ceruri și apoi trebuia să te cobori. Și așa cum le spunea Margareta cu tehnici din yoga, oamenilor le era foarte frică că erau oameni care au făcut acest lucru, au coborât, au urcat și deodată au rămas și au pierdut mințile. Și de aici era așa de important rolul îngerilor, al celor care păzeau aceste vămi spirituale. Și de aceea în capitolul 2 el vorbește despre închinarea la îngeri, Pavel, și așa mai departe. Posibil să fi fost această erezie. Posibil să fi fost altele asemănătoare. Cum ne povestea Margareta, vă dați seama că lucrurile nu sunt chiar așa noi în zilele noastre. Însă aș vrea să înțelegem ceva legat de erezie și această tendință. Această tendință de a fi special, de a fi mai spiritual ca altul. Și am să vă dau un exemplu din propria mea viață. Eu am crescut într-o biserică evanghelică, mult mai sobră ca a noastră. Așa. Și mă gândeam, oare ce înseamnă să fii un creștin matur? Și eram tânăr și pot să spun că vorbesc despre mine prost. Pentru că îmi imaginam că un creștin matur e un om care are niște abilități speciale. E deasupra celorlalți. Poate e mai vestit, poate e mai cunoscut, poate știe mai multe. Și când am venit în București, ca student creștin, m-am întâlnit cu alți studenți creștini și s-a organizat în, cred că prin anii 90, o conferință. A venit și a vorbit în România Josh McDowell. Josh McDowell fiind un apologet foarte cunoscut, un om deosebit. Și întâlnirea s-a făcut undeva, dacă nu greșesc eu, la sala Palatului. Prima întâlnire, mare. Și mii de studenți care au venit acolo. Eu eram printre studenții care, să zicem, am organizat. Nu pot să spun în prea mare implicare, dar eram printre studenții creștini. Și cineva a spus, în timp ce fratele Josh McDowell vorbește, haideți să facem un grup care să se roage pentru el. Știți, eu
Aș fi fost prima conferință la care să particip de genul acesta. Pe de altă parte, în mintea mea era, aș vrea să fiu mai spiritual. Să trec la, cum se zice în jocuri, la next level. Nivelul următor. Și am zis, vin și eu. Și atunci cineva care conducea acel grup se întoarce astăzi spre mine și are așa un zâmbet foarte interesant, foarte sugestiv. De genul, tu? Și am înțeles. Știți, ca un câine din ăla mic care face, am plecat. Am înțeles. Dar am înțeles ceva foarte important. Am înțeles că, de fapt, era mândria mea care mă îndemna să mă duc și eu acolo. Eu vroiam să fiu mai spiritual ca alții. Nu vorbesc de atitudinea celorlalți. Dar trebuie să fim foarte, foarte atenți când vorbim de modelul maturității noastre spirituale. La motivație. Ce vrem de fapt? Vrem să fim, o elită? Cineva mai spiritual ca ceilalți? Aș vrea să înțelegem în dimineața aceasta că toți cei care suntem în prezența lui Dumnezeu stăm pe un singur fundament. Pe un singur fundament. Că te-ai întors la Dumnezeu acum o săptămână sau acum 60 de ani. Că vii de la a treia generație de baptiști sau creștini după Evanghelie. Sau vii dintr-o zonă unde nu s-a auzit de creștin evanghelic. Stăm înaintea lui Dumnezeu pe o singură bază și aștept să-mi spuneți dumneavoastră care este. Poftim? Mai tare că n-aud. Harul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Sângele Domnului Iisus Hristos. Așa este. Așa este. Și de aceea în Colose puteau să se adune un sclav și un stăpân de sclavi. Și grupul de casă putea să fie condus de sclav și stăpânul de sclav să fie printre cei care ascultau. Se putea? Da. Da. Și sunt exemple în istoria bisericii când în fața mulțimii, pentru ca să fie executate, au mers mână în mână sclava și stăpâna de sclavi. Sclava și stăpâna ei. Și avem situația cu Onisim, dar despre care nu vom vorbi acum. Haideți să revenim la text. Vrem să fim mai maturi spirituali și creșterea spirituală este un lucru asumat și clar în Biblie. Evident, Dumnezeu se așteaptă să creștem, dar în ce direcție și cum? Și iată ce spune Pavel, mă rog pentru voi. Și vreau să vă spun că asta e important pentru fiecare dintre noi. Mă gândesc, oare pentru ce să mă rog pentru cei din grupul meu? Mă rog pentru sănătatea lor, mă rog pentru copiilor și toate lucrurile astea sunt foarte bune. Ne rugăm pentru cei necredincioși din familiile noastre. Dar iată, avem aici un model foarte frumos care ne ajută să fim și mai preciși în rugăciunile noastre. Mă rog pentru voi ca să vă umpleți de cunoștința voii lui Dumnezeu. Pavel folosește aici un termen în greacă, acesta, umplere, acest plerotete. E un cuvânt care le era familiar colosenilor pentru că și gnosticii și alții vorbeau de această plinătate. Da? De această umplere. Și Pavel le spune, aș vrea să fiți umpluți. Dar nu cu gărgăuni, ci de cunoștința voii lui Dumnezeu. Și Pavel detaliază puțin și spune, în orice, ar fi util să aveți Bibliile cu dumneavoastră, înțelepciune și pricepere duhovnicească. Ceea ce vrea Dumnezeu de la noi este să creștem în cunoașterea voii Lui. Și cum creștem în cunoașterea voii Lui? I'm funny. Cum creștem în cunoașterea voii Lui?
aștept un răspuns. Eu, în primul rând, sunt lider de grup. Așa că aștept un răspuns. Deci cum creștem în cunoașterea voii lui Dumnezeu? Tare. Poftim? Corect. Corect. Înseamnă să citim cuvântul lui Dumnezeu. Cum putem acumula înțelepciune? Informându-ne. Având o inimă gata să fie, să absoarbă înțelepciunea. Nu? Și o atitudine corectă. Nu e numai cunoaștere aici. Țineți minte ce ni se spune în Proverbe? Care este începutul înțelepciunii? Frica de Domnul. O anumită atitudine. Dar implică și să înțelegem, să cunoaștem, să ne informăm. Dacă singurul contact al nostru cu Scriptura este duminica, umplerea noastră va fi foarte lentă. Dacă interesul nostru pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru ce spune Dumnezeu este doar un lucru de duminica, așa cum ne spunea și Raimond. Și apoi vorbește de înțelepciune, dar spune și de pricepere. Cunoașteți oameni care știu foarte bine o anumită teorie, dar nu pot să o aplice. Da? Când vorbim de pricepere, vorbim de această abilitate de a aplica în practică ce știi. De această pricepere duhovnicească, să știm să. Și acestea sunt procese care implică învățarea noastră. Dumnezeu se așteaptă ca noi să învățăm, ca noi să fim umpluți. Asta înseamnă și un efort din partea noastră, dar asta înseamnă și o deschidere spre înțelepciune duhovnicească și spre pricepere duhovnicească. Să știm să facem lucrurile. Vreau să spun ceva în special bărbaților din biserică. Eu știu că trecem într-o perioadă în care foarte mult se lovește în bărbați. Da, e o perioadă așa oarecum de feminism spiritual. Drept. Nu sunt adeptul acestei teorii, dar de data asta vreau să spun ceva bărbaților din biserică în special. Aveți o responsabilitate, conform Scripturii, de a fi învățători. Măcar în familie. Biblia spune clar, nu toți sunt învățători la orice nivel și oriunde. E corect. Așa este. Dar avem o responsabilitate. Aceea ca să fim umpluți, ca să putem contribui la umplere. Biserica noastră nu va crește, nu se va dezvolta fără bărbați și femei care să-și asume, să deschidă Scriptura împreună cu alții și să spună, iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și să aibă priceperea și înțelepciunea duhovnicească să-i ajute și pe alții să crească spiritual. Iar pricepere, așa cum toți o știți mai bine ca mine, înseamnă exercițiu. Înseamnă repetiție. Poate nu vei conduce un grup perfect. Nici eu nu conduc un grup perfect, nimeni nu conduce un grup perfect. Dar păi pui mai bun. Un alt lucru de care ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu este pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul. Obiectivul maturității noastre spirituale nu e ca noi să fim cocoși sau curcani de aceia care își etalează prin o gradă frumusețile pe unii. Nu. Este ca să ne purtăm vrednic de Domnul. Și Pavel folosește o expresie care le era foarte cunoscută colosenilor. Pentru că în lumea păgână de acolo era frecvent folosit termenul acesta să fii vrednic, să te porți vrednic față de zeitatea ta. Pavel spune, nu vrednic față de niște idoli, ci față de Domnul, să ne purtăm să fim vrednici.
Și ar trebui să ne gândim serios la acest lucru. Dintr-o oarecare perspectivă, uitați-vă la text, dacă l-aveți în față și vedeți de câte ori apare ideea în orice fel, în orice lucru, cu tot felul, în toate. Și să vedeți că ce vrea Dumnezeu este ca viața noastră să fie în totalitate supusă Lui. În totalitate marcată de ceea ce credem și spunem că credem. În totalitate să fim ai Lui. Și a ne purta vretnic de Domnul implică toate domeniile vieții noastre. Spune aici mai departe, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru. Observați, insistă. Și asta înseamnă sfințenie. Țineți minte că Pavel îi numește frați sfinți. Asta înseamnă sfințenie. Aducând roade în tot felul de fapte bune. Și apoi, crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Observați, creșterea noastră în cunoștința lui Dumnezeu nu este numai un aspect teoretic al vieții noastre, ci implică și a trăi practic și a face lucruri concrete. Observați cât de mult este aspectul adus aici pe concret. Mai ales pentru cultura greacă, unde lumea fizică, materială era rea și era importantă trăirea spirituală, pneuma. Trupul era rău, de aceea puteai să faci orice cu el. Spiritul, sufletul, ăla era aspectul important. Și Pavel spune, nu, creștinismul vostru trebuie să meargă până în detaliu. Să aduceți roade în tot felul de fapte bune. Vorbeam cu Lucian Bălănescu zilele astea despre textul din Tit, unde Pavel le spune, vreau ca să știți că voi trebuie să fiți cei din tâi în fapte bune. Nu pentru ca să fiți mântuiți prin ele, nu ăsta e obiectivul, ci pentru că ați fost mântuiți. Pentru că aveți altă motivație. Și Pavel spune aici, crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Gnoza aceasta, lucru care nu s-a terminat cu primul secol creștin dimpotrivă, a tot înflorit ca și erezie, ca și filon de învățătură eretică. Punea mare preț pe cunoaștere. Pe acea specială cunoaștere care te făcea mai spiritual decât celălalt. Și Pavel spune, trebuie să creșteți în cunoașterea lui Dumnezeu, dar într-un mod practic, într-un mod real și concret. Degeaba te împăunezi tu dacă în viața ta practică lucrurile nu stau în conformitate cu ce spune Scriptura. Dacă tu nu-i trăiești o viață vrednică de Domnul. Și îmi place foarte mult faptul că Domnul ne-a îndemnat prin felul în care a organizat fratele Taloș grupurile să avem din când în când niște proiecte, niște lucruri care să le facem practic. Și mă bucură foarte mult, mă încurajează când văd grupurile făcând lucruri de foarte faine și simple, dar practice. Și trebuie să avem înțelepciunea să facem asta. Cunoașterea lui Dumnezeu nu este un simplu aspect teoretic. Implică efort, implică înțelegere, implică studiu, dar implică și trăire cu el în mod practic. Și apoi Pavel spune, întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei lui. Deci nu numai să aveți putere să vă târâți viața pe o zi pe alta. Ci Pavel spune, vreau să creșteți așa încât să fiți, să vă umpleți și să-i trăiți vrednic de Domnul, fiind plin de putere.
cu toată puterea, potrivit, care e standardul aici? Cu tăria slavei lui Dumnezeu. Extraordinar. Și aici m-aș fi așteptat ca Pavel să spună să puteți face minuni. Să puteți ști mai mult decât știu alții. Să treceți prin viață fără probleme. Și Pavel spune, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie. Pentru orice răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie. Răbdarea și îndelungă răbdare aveau și stoicii. Contemporan cu Pavel. Pavel i-a vorbit stoicilor și epicurienilor în Atena. Ținea de filozofia lor să îndure viața cu stoicism, cum spuneam astăzi. De-aia spune cu bucurie. Și Pavel știa că în Filipii a fost bătut bine și împreună cu Sila puse picioarele în butuci. Și ce făcea Pavel? Blestema guvernul. Nu. Avea el pe cine, sunt sigur, și atunci. Nu. Îi cânta lui Dumnezeu. Asta e un lucru extraordinar. Și eu sunt sigur că Pavel nu cânta știind că va fi eliberat. Asta a fost o intervenție suverană a lui Dumnezeu. Dar asta e puterea lui Dumnezeu extraordinară. Nu ați întâlnit oameni bolnavi în biserică și ați mers în vizită la ei și ați ieșit mai bine decât ați mers? Ați fost să-i îmbărbătați și v-au îmbărbătat ei. Știți, când vorbim de putere, noi suntem foarte mult marcați de imaginea lumii noastre. Și anume de ceea ce este spectaculos. Și creștinii evanghelici nu sunt mai puțin atrași de altceva. Putere. Să cadă oamenii în leșin. Să se întâmple lucruri extraordinare. Eu am mari rezerve. Că ăsta e un model de maturitate creștină. Nu neg că Dumnezeu nu poate face orice. Poate. Dar vă întreb, unde e mai multă putere manifestată? În creșterea unui fir de iarbă sau în cascada Niagara? Dintr-o anumită perspectivă veți putea, e magnifică. Și toți am vrea să vedem spectacolul de la Niagara. Trebuie să fie un spectacol. Dar câți dintre noi au răbdarea să meargă să vadă cum crește un fir de iarbă? Foarte puțin. Și totuși, dacă vă gândiți bine, minunea aceea a divizării celulare, creșterea aceea atât de controlată, chiar și dintr-un fir, nu vorbesc de un copil, e ceva mult, mult mai mult decât ape care se prăvălesc. Și totuși ne interesează ceea ce e mai spectaculos. Nu uitați că oamenii care au văzut aproape cele mai multe minuni ale lui Dumnezeu, n-au intrat decât doi dintre ei în Canaan. Aviz celor care aleargă după spectacol. Alt lucru. Ne spunea fratele Talos și aș vrea să vă repet, e foarte important aspectul ăsta, mai ales în anul acesta. Există o altă boală în viața evanghelicilor și anume, pe lângă spectacolul acesta al supranaturalului, al minunilor, al prorociilor. Al tot felul de guru care, cu o voce baritonală, explică ce se va întâmpla în 2012, în mai, ora 15 și așa mai departe. Știți? Și oamenii aleargă și sunt complet șocați de atâta înțelepciune și spiritualitate. Și uită ce spune Vechiul Testament, că un proroc fals trebuie omorât cu pietre. Mie îmi place să trag cu praștia, mă, oarecare îndernicire. Da. Pavel spune, aș vrea să fiți un plus de putere.
potrivit cu tăria slavei lui Dumnezeu. Și vedeți unde s-a manifestat puterea lui Dumnezeu. Și veți fi șocați în Scriptură. Dar când spune pentru orice răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie, ne învață ceva foarte important. Pavel spune, da, am trăit lucruri extraordinare în viața mea. Le spune corintenilor, vreți să mă laud? Mă laud, le spune Pavel, că erau unii acolo care i-au dat gata pe corinteni cu laudele lor. Zice Pavel, da, dacă vine unul umil la voi, ziceți, ăsta e un terchea berchea, dacă vine unul care vă dă de pământ și arată cât de spiritual e, da, pe ăla-l credeți. Vreți să mă laud? Le spune Pavel, mă laud. Și le spune, eu am fost răpit și am văzut ce nu vă pot spune. Dar știți ceva? Ca să nu mă umflu de mândrie, spune Pavel, Dumnezeu mi-a și lăsat un sepuș, mi-a lăsat o problemă. Pentru că marea problemă este mândria. Și nu până la al câtelea cer ai fost urcat. Apropo, știm pe cineva care a fost foarte sus și din cauza mândriei a căzut. Și apoi Pavel spune, mulțumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. Cineva a comentat așa de frumos textul acesta și a spus doar atât. Teologia creștină este harul și etica creștină este recunoștința. Ce frumos! Mulțumind Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. El, adică Tatăl, ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Și Pavel arată ce face Dumnezeu, ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Și Pavel continuă apoi în restul capitolului și arată cine este Iisus. Și în Coloseni, de la capitolul 1, versetul 15, în jos, avem una dintre cele mai frumoase descrieri ale Domnului Iisus din Noul Testament. Mulți spun că e vorba de două strofe ale unui imn care îl cânta biserica primară. Așa de frumoase sunt. Și Pavel spune colosenilor, voi știți asta, dar nu mai trăiți. Și le arată ce au în Hristos. Hai să vedem ce spune aici despre ce a făcut Dumnezeu. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului. Nu numai că ne-a strămutat, mulțumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină, dar vorbește și de faptul că am fost izbăviți de sub puterea întunericului și strămutați în împărăția Fiului dragostei Lui. Și aș vrea să înțelegeți bine textul acesta. Trăim într-o perioadă în care se accentuează stresul în viața creștinului. Tot felul de lupte spirituale, tot felul de bătălii. Creștinul e văzut ca un membru într-o echipă de comando care trebuie să fie tot timpul atent, că se trage din stânga, din dreapta, ca într-un joc electronic. Da, Biblia spune că suntem angajați într-un conflict. Dar nu uitați învățătura de aici. Este foarte clară. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului. Asta nu înseamnă doar că a venit și ne-a izbăvit pentru un moment. Și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Le spune colosenilor în capitolul 3, fiți atenți, viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Textul acesta este mult mai profund decât pot eu să explic. Colosenii înțelegeau cât de cât pentru că au trăit într-o zonă cu multe tulburări din acestea politice. Și ba erau într-o împărăție, ba în alta, ba la aia, ba la aia. În istoria lor.
Aș vrea să înțelegem bine acest adevăr. Cineva a pus o întrebare foarte frumoasă. A spus, cât de greu este un pahar cu apă? Și oamenii au răspuns. Și el a spus, nu. Întrebarea este, cât timp trebuie să-l ții? Pentru că dacă trebuie să-l ții două zile, este mult prea greu. Și acest lucru este adevărat și cu stresul. Și cu presiunea asupra oamenilor. Și Pavel le spune foarte clar, dragii mei, voi n-aveți ce căuta experiențe extra, supra, hiper, spirituale, ca să experimentați lumini și lucruri extraordinare. Nu, nu, nu. Pavel le spune, voi sunteți strămutați. Nu numai eliberați, ați văzut armata eliberatoare, nu. Luați și puși sub protecția, incluși în împărăția lui Dumnezeu. Și ăsta este un adevăr extraordinar de important. Știu că sunt frații și surori care au mari lupte spirituale. Știu. Și nu vreau să le minimizez, dar aș vrea să înțelegeți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu este Cel care ne-a luat și ne-a strămutat și suntem ai Lui. Și dacă suntem ai Lui, nu știu pe cineva mai puternic. Domnul să ne dea har să înțelegem aceste adevăruri concentrate pe care Pavel le scrie, dar v-am spus, nu le scrie numai specialiștilor. Le scrie bisericii. Și aș vrea să ne întrebăm cum stăm cu creșterea în viața noastră spirituală, dacă aceasta se vede și în practică. Da? Cum stăm cu orice domeniu din viața noastră care trebuie să fie supus Domnului și plăcut Lui. Și de fapt, dacă stați bine să vă uitați în acest text, tot ce spune Pavel aici este același lucru cu credință, nădejde și dragoste. Pavel spune, da, văd mugurii credinței, nădejdii și dragostei în voi și mă rog ca ei să crească. Mă rog ca ei să crească. Pentru că dragostea în Scriptură este un lucru practic, pentru că credința în Scriptură nu este numai ce cred, ci ce știu despre Dumnezeu și cum îl cunosc pe El și așa mai departe. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem bine că El vrea ca noi să creștem și să fim umpluți. Ca la rândul nostru să-i putem ajuta și pe alții. Amin.